Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am decis să vin un pic pe FIFA 16. Că de ce nu? Jucăm meciul ăsta. Așa. Ah, pe bune. Ce ai făcut? Nu protejați mingea. Strong, fair challenge, balls out for a throw though. Să ne punem pe presiune mare. Și acum fugi. Dimitri Payet. Ok. Costa. Ok. Nu-i nimeni în care eu. Sau nu o să fie nici ușor, nici cu calculatorul. Acum Payet. Avem mince. El vrem culoare liber. Payet. Nu pot să cred așa asta. E un jucător rapid, dar oricum. Foul pe bune. Și galben pentru ce? Arbitrul ăsta e încapat. Bag capul, așa. Ațu, hai contraatac, hai contraatac. Da, și am pierdut mincea din noi. Vine în vrează blocul ăsta. Asta nu prea joc. Adică îți joc, dar... Nu, nu, nu. Ok. Îmi trebuie neapărat puncte. Deci meciul trecut m-au bătut ăștia ceva incredibil. Adică nu echipa asta, dar din sesiunea mea. Ok. Ok. Deci prima repriză s-a terminat și încă 0-0. Ok, Payet. Acum Payet. Bine. Costa. Nu-mi patrulează și 5 minute, nu poate să egaleze. Deci în jocul ăsta, minutul 45 și 90, trebuie să aperi cu viața sau să ataci cu viața, una dintre. Pentru că, nu știu, deci în toate FIFA am remarcat asta. Da, omul iubire! Da! Foarte bine, omule! Allahu Akbar! Ăsta mi-a apără poarta și a dat gol. Ești nebun și ce gol a dat. Mamă, deci nici nu mă așteptam. Deci prima repriză am zis că asta nu, o să fie un joc foarte, foarte apropiat, dar... Nu, nu încă unul, ok. E momentul 84, să nu facem nicio prostie, ok? Ne băgăm, ok, tocmai am făcut o prostie după mine, m-am băgat pe ultra-attacking, dar eu zic că o să mai dăm un gol. Cum a căzut? Acum, nu! Bine, nu! Apărat porta, nu a apărat portarul, a scos o fără. Oh, Doamne. Nu,
Nu, nu, nu. E offside, e bine, m-am speriat un pic. Da, și dacă vă întrebați, mă joc pe joystick. Am dat-o la Honolulu. Mamă, deci nu vine să cred ce am făcut. Nu, offside, haha. La asta am văzut-o și eu, vreau să zic. N-am dat bine, n-am dat bine. S-a mișcat ăla și nu vrea. Nu e offside, nu e offside? Nu! Ești nebun. Ok, du-te, fugi, fugi. Bam! Nu, nu, nu. Ok. Mathieu Debuchy. Ok. Ok, avem minge. Diego Costa, v-am zis că știe. V-am zis că știe și da. 6 ani par gol. V-am zis că știe și ca om. Opened the scoring 1-0 here. Schultz. Schultz. Here comes the cross. No. And that will be a goal kick. Here we've got a chance, Alan, to have another. Diego Costa, un șut, un gol. Atâta îi trebuie omului. Pase acolo. Nu știu, mereu. Mereu urcă apărătorul meu. Nu știu de ce. Ok, îi turbe. Mai bagă una în care eu. Ah, portarul prea înalt. Bun. Diego Costa în care eu. Diego Costa în care eu. Calculatorul a dat afară, nu știu dacă e corner sau ce a zis că n-am auzit, corner sau, da, așa am făcut și data trecută 3-0. Cred că în divizia 8 se joacă pe semi-profesionist și profesionist. Și cred că pe data 9 și
World Class, care e cel mai bun de aici. Chiar rău să câștigi 3-0. Cu încă o șansă de atac acum. Încă o șansă de atac acum, repet. Mamă, mamă. Asta sunt cei mai buni în echipă, da. Mamă, 4-0, minutul 57, ăștia chiar. Dacă aș fi fost online până acum cu scorul ăsta, păi n-ar mai fi fost aici, s-ar fi deconectat. Diego Costa. Ok, Max Gradel. Avem atac. Centrează-o. Bum! Oh. A reușit să pună mâna pe el. Ce filmă? Ați văzut de la cum filma camera? Nu știu dacă ați văzut. Acum, Payet. Mam, Payet. Nu știu ce ai vrut să faci acolo, dar... Goal again, Roberto Firmino's goal. Bun. Bun, nu bun. Așa. Nu știu, eu joc bine single. Adică când nu sunt online, când doar joc calculatorul pe online, cum ar veni, dar... dar când mă duc pe online, mamă, sunt aia care joacă incredibil. Deci nu știu cum joacă așa de bine. Deci mă bat aproape mereu. Am încercat. Probabil că nu sunt la nivelul meu. Mamă, nu știu la piesă. Allahu Akbar. Mai trebuie încă una la Roberto Firmino și are dublu. Mamă, ți-ai seama dublu practic într-un meci. Unde-i Payet? Încerc să bag. Am încercat, ok. Deci la lovituri libere sunt cel mai praf. Doar dacă nu l-am pe Ronaldo. Dacă l-am pe Ronaldo, bineînțeles, sunt cel mai tare. Sau pe Messi. 5-0. S-a terminat meciul ăsta. Lăsați-mă să știu dacă vreți. Dacă vreți să continui cu online, nu? Să încerc să ajung la divizia 1 online. Da, și cam atâta. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și vă văd data viitoare. Pa!